Neasa, hotelul Mare Lotru, da, îl are BNS-ul, da, unul din micile mini-hotelurile respective de acolo îl are CSDR-ul, da, iar Vidra este alufrăția. Pentru că, și asta trebuie să știe lumea, și ele sunt în paragină în momentul ăsta. Toate închise. Și ele dar sunt au fost folosite. Sigur. S-au mai stors din ele bani. La Vidra, la Vidra, sunt închiriate. Sunt închiriate la o firmă din Timișoara, 5 viluțe, cu banii care îi ia chirie lunar, puteau să reinvestească în restul clădirilor care cad. Da, clădirile arată jarnic, ele n-au fost înțeles. Ei când le-au preluat, nu le-au preluat în acest fel. Când au preluat Confederația. Au fost date la cheie. Păi ani de zile au mai funcționat. Exact. Sigur că da. Vă rog, domnule frumosul. Vreau să-i spun că a întrebat domnul Roșca ce are UGSR-ul. Un singur spațiu în București câștigat în instanță, tot în urma unor măgării făcute, pentru că acel spațiu fusese dat, vândut cu ceva timp în urmă unei bănci Banca Nova. Au intrat în scandal CNSRL frăția cu Banca Nova. Este fostul sediu al Senatului vis-a-vis de primărie. Fostul sediu al Senatului. Obținut în instanță în 2009. În restul GSR-ul nu mai are absolut nimic. Totul a fost împărțit, domnul Roșca Stănescu, inițial administrare în comun, pentru că așa declară toți în toate hârtiile, toți recunosc că UGSR-ul nu s-a desființat, iar în 2010, după ce au venit cu patrimoniu și l-au pus aport de capital la Sind România, în 2010 și-au împărțit hotelurile și fiecare și-a făcut societate adică de turism. Adică au pus aport de capital ceva ce exact nu aveau. Ceva ce nu aveau. S-a mai întâmplat o drăcie în 2010. Exact. A rămas un GSR-ul pe din afară. Așa e. Păi despre asta vorbeam, da. Exact. În 2010 și-au făcut fiecare societate de turism. Și-au făcut patru societăți de turism și și-au împărțit niște bunuri pe care de fapt le aveau în administrare, le-au folosit ca și capital social, le-au pus aport la capital, deși nu erau proprietari. Și mai vreau mai să fac mult de atât, când au încercat să au și înstrăinat o parte dintre sigur ele după ce le-au preluat în administrare și la intabulare au folosit declarații pe proprie răspundere. În unele dintre situații, dar este un lucru foarte important de știut, sunt vreo 3-4 hoteluri care, într-adevăr, au fost oarecum renovate. Tot ce au obținut vreo 5 hoteluri în urma acestei împărțiri CNSLR Frăția a dat în administrare unei societăți de la Timișoara. Herculane e terminat, da? Vidra e terminată. Herculane. Toate hotelurile pe care le-au dat, cum poți să dai în administrare bunul unor oameni? Pentru că în acest patrimoniu se tratau oamenii. Veneau oameni în vacanță, în casele de cultură, se făcea și cultură. Casele de cultură, în afară de faptul că au fost distruse o parte dintre ele, au închiriat la bingo, la baruri, la tot ce vreți acum dumneavoastră. Acum depinde de unde s-a dus și chiria. De unde au luat chirie și atenție, n-au plătit obligațiile către stat. Și acum vin primăriile și pun mâna pe casele de cultură. Asta vreau să vă spun. În condițiile eu în care oamenii ăia și-au băgat în buzunar. Din 2010 nu s-au prescris. Procurorii ce fac? Procurorul lucrează. Există dosar. Lucrează, este dosar și la Constanța. Numai o secundă, domnule Roman. Vreau să povestească pentru că a spus domnul frumosul despre casa de cultură. Vă rog să povestiți despre Rapsodia. Mi-a scris săptămâna trecută o doamnă pe Facebook. V-am trimis și dumneavoastră. V-ați documentat. Vă rog să povestiți ce s-a întâmplat cu Rapsodia. Rapsodia română, conform împărțirilor tranzacției făcute la început, Rapsodia română a venit la cartel alfa. Vreau să vă spun că până în 2010 nici măcar rol fiscal nu a avut. În momentul de față, în 2021, Rapsodia română nu este intabulată, nu este trecută în cartea funciară din cauza că în cartea funciară scrie UGSR și n-au putut să meargă cu documente de proprietate, la fel ca hotelul Amara, la fel ca Vatra Dornei care au rămas în stadiul ăsta. Tot ce a însemnat instrumente muzicale, costume naționale, de sute de ani vechime și un ansamblu de renume european și chiar internațional, domnul Hosu unde le-a dat în 90. Rapsodia română a dat spectacol la Carnegie Hall
La New York. Și, nu, dar atenție, o ultimă precizare. Părine, în 2010 îți dai seama. Au deschis rol fiscal pe ce credeți? Pe articolul 26, celebru din statut, și pe declarație pe proprie răspunde a președintelui Cartel Alfa. Asta este realitatea. Dacă este alta, să vină să spună. Așa spun documentele. Întrebarea este cum au acceptat autoritățile să facă acest lucru. Asta e tema. Doamna Anca, de 6 ani, de când am devenit președinte, după ce a murit domnul Călinescu, care s-a zbătut din 90, așa cum spune domnul prim-ministru Roman. A făcut și plângeri penale. Multe. S-a agitat foarte mult. Mă lupt aproape singur cu ei. Deci, din aveți parteneri de acum sărmâna, înainte. Acum, da. În pentru, 2000... pentru bunicii noștri, în primul rând, care au, asta vreau, au plătit patrimoniu, să știți, domnul Jeanu, are numai dreptate. Puțin. Și străbunicii. Și străbunicii, așa patrimoniul e. Ăsta trebuie să așa fie utilizat de oamenii care au plătit, de membrii de sindicat actual. El trebuie să redevină, să vină din nou într-un circuit așa cum a fost accesibil înainte. Accesibil pensionarilor, cei care au plătit ani de zile aceste contribuții. Mai ales că acest patrimoniu nu este indivizibil. Despre asta vorbim. După mine, cel mai impresionant tabăra exemplu de la e tabăra de la Năvodari, unde